Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a Dimineților cu Plus. În gazda dumneavoastră, Otilia Parascan, și vă urez bun venit. În cursul zilei de astăzi avem câteva informații din revista presei și un prim subiect pe ziua de astăzi este blestemul minei de uraniu de la Crucea, dar sunt și informații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la pensiunea din Sucevița, unde 13 copii cazați au ajuns la spital cu probleme digestive, despre candidații de la permise auto din Suceava, despre declarația ministrului Cadariu în legătură cu programul Startup Nation și multe, multe altele. Alături de noi în această dimineață se află Dragoș Danubiano, analist politic. Bună dimineața, ce mai faceți? Bună dimineața, aștept canicula anunțată. Da, au anunțat ei că vin canicula. Au anunțat că vine canicula și la noi, dar mai spre sfârșitul săptămânii și atunci mă concentrez. Da, ne pregătim așa, parcă ca și britanici pentru valul de căldură. Ei deja au pățit-o, britanicii. În Suceava, chiar dacă temperaturile nu sunt foarte ridicate, apar acel disconfort termic legat de nivelul de umiditate ridicat. Deci asta, în un 32 de grade, 33 de grade în Suceava, de multe ori e perceput ca un 39 de grade în București. Da. Propun să începem cu o știre care se întinde pe două pagini, între paginile 8 și 9 a cotidianului Independent Craiova. Este vorba despre Crucea, blestemul minei de uraniu și articolul începe cam așa. Sistera activității minei de uraniu de la Crucea a lovit ca un trăsnet o întreagă comunitate. Practic a fost o lovitură care se resimte din plin atât pentru micile afaceri existente în comună, cât și pentru bugetul local, fără a mai vorbi de buzunarele familiilor direct implicate în procesul de închidere a minei. Citez, acum câțiva ani, în ziua de salariu, nu aveai loc să arunci un ac în crâșmele din centru. Acum bate vântul. Este concluzia sumbră a unei femei care lucrează într-un local din Crucea. Iar faptul că salariile minerilor nu mai intră în economia locală se vede la tot pasul. La un magazin alimentar care funcționează în centrul comunei Crucea, activitatea a scăzut la jumătate față de începutul acestui an. Oamenii cumpără doar sticlul necesar și în cantități mai mici. La sediul sucursarei Crucea a Companiei Naționale de Uraniu bate vântul. O societate care cândva era păzită ca o fortăreață pentru că reprezenta o industrie strategică a țării și unde acum nu te mai întâmpină nimeni. În curte erau parcate două mașini, probabil ale unor angajați care au mai rămas la societate pentru a încheia și niscai acte contabile. În zona centrală a comunei, imediat lângă drumul național care leagă Vatra Dornei de Broșeni, se află un vagonet care amintește că aici a fost zonă minieră. Pe una din fețele vagonetului scrie IMR 1983, anul în care mina de uraniu de la Crucea și-a început activitatea. Pe cealaltă față e scris mesajul minerilor. Noroc bun! Numai că acum acesta sună ca un plânset sfârșietor. Iar odată cu deschiderea activității de minerit la Crucea au venit mii de oameni din diferite corțuri ale țării. Au primit locuințe în blocurile construite de statul comunist și s-au stabilit aici. Mulți dintre ei nu s-au mai întors niciodată la casele lor și asta pentru că acum Crucea este singura casă pe care o au. Iar la vremea respectivă erau ajutați de stat pentru că nu plăteau încălzirea și nici celelalte utilități, apă și canal. Chiria pentru o garsonieră din Crucea este 23 lunar. De când s-a închis mina, parcă nu mai există viață, este declarația unui localnic. Astea sunt doar mici fragmentele din acest articol. Da, era previzibil că închiderea exploatării miniere de acolo va produce o decădere a vieții în general în comuna Crucea. Câte vreme acolo avem o zonă monoindustrială. Deci altceva nu prea se face. Cei care erau destul de mulți angajați de ordinul sutelor au rămas mult mai puțini pentru că e undeva o restructurare care duce la un minim de vreo 50-60 de oameni câți vor fi necesari pentru păstrarea siguranței din punct de vedere a mediului. O mină de uraniu nu se închide așa că ai pus lacăt ca pe o fabrică, știi? Deci vor rămâne acestea, dar mult mai puțin și implicit vor fi mult mai puține venituri la bugetul local, care va, de unde înainte stătea destul de bine, va avea destul de mari probleme. Unde mai pui că sunt o serie întreagă de datorii față de bugetul local neonorată de Compania Națională Uranului, sucursala Crucea, care
da, se află într-o stare de insolvență, da, în momentul de față, foarte probabil va merge spre o lichidare. Asta este predicția de altfel, pentru că sunt sume foarte mari, inclusiv un ajutor de stat care trebuie restituit. Prin urmare, acolo activitatea așa este, se închide, vor rămâne puțini oameni care vor mai avea loc de muncă. Tragedia este că nu s-a făcut nimic, statul român n-a făcut nimic pentru deschiderea de noi fonduri de lucru care au posibile în zona Grințiești, că de altfel la Crucea exploatarea era pe terminate, chiar în Crucea. O bună parte din cei care lucrau, lucrau de fapt în Botușanu, la vreo 20 de kilometri distanță. Prin urmare, dacă statul român și-ar fi urmărit interesele cu adevărat, ar fi deschis, de atâția ani se știe că la Grințiești, în județul Neamț, la o distanță din Crucea, cam cât era, cât este aia până la Botușanu, unde lucrau marea majoritate, ar fi putut să deschidă acolo o exploatare de uraniu, iar oamenii ar fi găsit de lucru în continuare, erau oameni care erau deja pregătiți, care erau fixați în zonă, care da, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, nu știu ce a fost în mintea de-a lungul vremii în toată politica energetică a guvernelor care s-au succedat ale României. Cert este că, orice de față, Crucea este o comună greu lovită de închiderea companiei exploatării de uraniu din cadrul Companiei Naționale Uraniu. Asta este situația și mare lucru nu se mai poate face. Chiar nu se mai poate face. Chestiunea a fost scăpată de sub control de mulți. Probabil că zona va trebui să fie tratată cu mare atenție, la fel cum au fost tratate și alte zone de exploatări miniere, nu neapărat cele de uraniu. Și mergem mai departe, venim un pic în municipiul Suceava și au apărut noi informații în legătură cu autobaza stației de îmbarcare, debarcare și e-ticketing pentru transportul electric metropolitan de călători. Mergem parcă așa o leacă de la transportul local din municipiu la cel din acea asociație creată. Mă rog, până la 70 de autobuze electrice ar putea circula între Suceava, Salcea, Adâncata, Moara, Pătrăuț, Șcheia, Ipotești, Bosanci și Mitocu, Dragomir, ne se scrie aici. Banii pot fi atrași inclusiv prin POR, care, din păcate, nu este funcțional, deoarece la nivel guvernamental nu a fost semnat acordul cadru, arată primarul Ion Lungu. Primăria municipiului Suceava a demarat procedurile aferente scoaterii la licitația întocmirii documentației tehnico economice pentru accesarea unei finanțări nerambursabile disponibile prin programul operațional regional POR 2021-2027. Conform primarului Ion Lungu, este vorba despre proiectul Sistem de Transport Public Metropolitan etapa a doua. Citez. În cadrul PNRL am depus proiect pentru 50 de autobuze electrice de transport metropolitan, sumele prealocate în acest sens fiind consumate. De aceea, în etapa a doua, o să mergem pe programul operațional regional, respectiv pe axa de mobilitate. Astfel, intenționăm să achiziționăm încă 20 de autobuze electrice, însă, la fel de important, vrem să amenajăm sediul unei autobaze electrice, așa cum am făcut și pentru municipiul Suceava, inclusiv stații de îmbarcare, debarcare cu sistem de e-ticketing. Toate acestea în cadrul POR, care, din păcate, nu este funcțional astăzi, deoarece la nivel guvernamental nu a fost semnat acordul cadru. Însă, noi vrem să fim pregătiți din timp, în așa fel încât în domeniul în momentul în care se vor lansa ghidul solicitantului și apelul de proiecte, să avem toate documentațiile mature, a punctat Ion Lungu, primarul Sucevei. Reamintim că în etapa 1, primăria municipiului Suceava a depus proiectul Sistem de Transport Public Ecologic, prin care se va atrage prin Planul Național de Redresare și Reziliență o finanțare europene nerambursabilă de 23,25 milioane de euro, din care 21,32 de milioane de euro pentru autobuze electrice, iar 1,93 milioane de euro pentru stații de încărcare. Astfel, achiziționate vor fi 50 de autobuze electrice și 65 de stații de încărcare pentru transport metropolitan de călători în zona urbană funcționară, structură care are în componență municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele enumerate adineauri. Da. Iar să amintim despre viitor, adică ne se mai dă un fum așa în fața ochilor.
Hai să fim serioși. Deci noi ne chinuim cu autobuzele astea electrice de vreo 10 ani. Nu? Alea mari pe străzi mari, alea mici pe străzi mici. Nu este finalizat nici acum, mai sunt autobuze de venit, deci la transportul municipiul Suceava. Nici pomeneală de e-ticketing, nici pomeneală de urmărirea în timp real a traficului, ca să știi câte minute ai ca să aștept de așteptat ca să-ți vină linia 2 sau 4 sau care o fi, nu? Deci nu s-a făcut nimic, nici partea cu susținerea transportului local prin crearea unor benzi ca în orice oraș unde este aglomerație, doar pentru transportul public, da? Și atunci, deci asta nu s-a reușit, a se terminat de 10 ani. Acum ni se vând alte povești. S-a făcut, până la urmă, ne aflăm doar la nivel declarativ. S-a făcut acea asociație metropolitană care vrea să dezvolte transportul metropolitan. Deci, din și înspre comunele limitrofe. Nu știu, 8 sau câte sunt. Da. Bine. Și acum au început poveștile. Prima este legată de PNRR, că s-a depus un proiect pentru achiziționarea unui număr de autobuze, nu știu câte scrie acolo în articol, și a unor stații de încărcare aferente lor, da? Și cu asta banii care erau, stai că încă nu s-au accesat alea, încă nu sunt contracte, încă nu este nimic. Și cu asta banii care erau pe PNRR pentru chestii de genul ăsta, că toată țara vrea acum să-și facă transport electric, na, asta e în trend, să dau bani, nu ajung numărul de autobuze pentru ceea ce s-a propus în transportul metropolitan. Și atunci a lăsat asta deoparte, la copt. O să vină, când o să vină, Dumnezeu știe, probabil că iar vor fi, cum am pățit pe celelalte, prețuri mai mari și așa mai departe, deci vor fi și mai puține. Și acum domnul Lungu vinde pielea ursului din pădure. Spune, domnule, da, într-adevăr, porul deocamdată nu este operațional, nu s-a semnat acordul cadru. Dar, mi se spune, se va face pe autobază, stații de îmbarcare, de îmbarcare, e-ticketing pentru transportul electric metropolitan. De fapt, nu am făcut până acum nimic decât ne-am exprimat niște intenții. Și ce ne spune, de fapt, de știrea care cât era așa, că asta e un flat așa, să dea bine, să zic, uite, bă, ce, că ăștia mai naivi se și gândesc, o să, bă, ce frumos o să fie, știi? Îți dai seama că acum, dacă vezi cum arată autobaza care va servi de pe Traian Vuia, e jale acolo. De acolo n-ai cu ce ajunge, n-ai cu ce pleca. Să ne aduce un pic aminte și episodul Dorel de anul trecut, când am rămas fără curent la autobază. No, asta este. Țineți minte când s-a rămas? Să nu? Cum să nu? E, bine, și acum, deci, practic, s-a scos la licitație întocmirea documentației tehnico-economice pentru accesarea unei finanțări nerambursabile disponibile prin program operațional regional POA. Asta s-a făcut, nimic ca toate. Bă, și câtă umflare în pene, cum o să facă domnul Lungu, împreună cu cealaltă, de fapt, dar le-a luat fața, a furat startul. Nu, el este tata mare care va face, pe lângă minunatul transport public local, va face și pe cel metropolitan. Sunt curios să văd când, cum se va ajunge, pentru că se va crea, deci astea nu vor mai circula cum circula acum, prin tot orașul de nebunește ca trafic. Ei, asta presupune ca acea autobază de pe Traian Vuia să aibă la dispoziție posibilitatea ca de acolo foarte ușor să ajungi oriunde în oraș sau oricare din oraș care de mers la țară să poată ajunge ușor și prin transportul public local la autobază. Ceea ce în momentul de față nu este realizat. Trebuie să schimbi microbuze, trebuie să faci Dumnezeu. Bun, sigur că în momentul de față funcționează încă sistemul ăla vechi, clocit de Consiliul Județean cu niște firme private care n-au nimic cu ele, dar microbuzele și autobuzele sunt de proastă calitate, nu vin conform graficului care a fost licitat și mai mult decât atât, pe chestia asta și înghesuie casardelele. Da, Suceava poate public, ca și spațiu pentru drumuri, să suporte atâtea autobuze?
Păi trebuie să suporte, că ideea este că în momentul în care sistemul ăsta de transport va fi pus la punct, vor fi benzi speciale pentru transportul public, cum e în București, de exemplu, sau în Timișoara, sau în Cluj, sau prin alte părți, mai știu eu unde, atunci interesul de a folosi transportul public va crește și automat va scădea numărul de mașini care sunt permanent în trafic, pentru că oamenii se vor duce, se vor întoarce de la job folosind transportul public care va fi civilizat, va fi cu e-ticketing, vei ști când îți vine ăla, nu? Bun, dar asta e miza pe care, de fapt, ei se bazează și dacă nu o să funcționeze acest lucru. Păi, probabil că nu va funcționa și va fi vaza care e și acum. Că acum sunt și autobuze, sunt și ălea, sunt și... Dar marea majoritate... Bun, și Suceveanu vrea să urce cu roțile mașinii pe scările instituției unde are treabă. Dar asta e altceva, asta se schimbă. Evoluția prețurilor la combustibil îi va liniști pe unii să mai circulă atât cu mașina. Și dacă, oricum, ai văzut că deja în marea majoritate a locurilor unde sunt instituții publice, unde ai avea treabă, parcarea este cu plată. Deci încet, încet lucrurile așa trebuie să evolueze, că altfel va fi o junglă. Deci Suceava nu e calculat, nu a fost construită ca să... Dar nici un oraș mare are totdeauna zonele în care se intre cu mașina, zonele în care nu se intre cu mașina. Are acele parcări de pe zona de centură mari, de unde vii și iei metrou, iei autobuz, troleibuz, tramvai și așa mai departe. Că altcumva nu poți să faci într-un oraș foarte mare. N-ai cum, nu e posibil ca să vină toți cu mașina să se parcheze unde au ei chef. E foarte clar. Dar aici intervine un transport public, local sau metropolitan, care rezolvă aceste probleme și care la noi a pornit cu stângul, nu? Că ia să spun o vorbă urâtă, ne scremem de vreo 10 ani, tot ne amenință domnul Lungu cu transportul verde, transportul așa, am luat premii pe chestia asta și e una dintre marile realizări, pasămite, între puținele realizări, care de fapt nu funcționează. Asta este realitatea. Nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Deci funcționează la fel cam cum funcționa pe vremea când mergeau troleibuzele lui Ceaușescu, știi? Cam la fel. Traseele seamănă. Cam asta e. Deci, bun, da, povești, ne vinde, domnul Lungu ne vinde povești, așa, asta se întâmplă. Și rămâne și problema asta care a apărut, de fapt, a fost anunțată în ultima conferință de presă în legătură cu acea cerere de mărire a prețurilor autobuzelor care trebuia să mai vină pentru Suceava. Da, deci îți dai seama că ne scremem, cum spuneam, de vreo 10 ani să facem transportul public local în municipiu altfel decât era, n-am reușit încă și acum visăm cu ochii deschiși la transport metropolitan, care e și mai complicată chestia. Da. În fine, cine are de minte în cap înțelege că de fapt știrea este zero informație, eventual că o să ne pregătim să facem documentația, când o fi, când s-o semna porul, când se va lansa colul de pe programul de mobilitate, când. Că se fac niște documentații, e normal să se facă, pe altceva ce treabă are primăria decât să se pregătească pentru a rezolva problemele cetățenilor, nu? Deci asta e în fișa postului, știi, dacă vrei. Deci nu e mare scofală că pregătim de pe acum nu știu ce, dar se vinde această aură că domnul Lungu este un primar care este implicat, care rezolvă problemele, care așa. Vax, nu este așa. Foarte clar. Dar când s-o deștepta lumea, poate în 2024 vom avea poate altă soartă din punctul de vedere al administrației publice locale. Mergem mai departe. Informații de pe Digi24, o oprire completă a livrărilor de gaze rusești către Uniunea Europeană ar putea reduce produsul intern brut al Uniunii Europene cu până la 1,5% dacă iarna următoare va fi una geroasă, iar regiunea nu va reuși să adopte măsuri preventive pentru a economisi energia, conform celor mai recente estimări ale blocului comunitar. Potrivit unui document de lucru consultat de o agenție de presă, Comisia Europeană urmează să lanseze
un avertisment potrivit căruia, în eventualitatea unei ierni obișnuite, oprirea livrărilor de gaze rusești ar reduce PIB-ul Uniunii Europene cu 0,6% până la 1%. Executivul comunitar lucrează deja la un set de recomandări pentru statele membre, inclusiv blocarea termostatului în clădirile publice la 19 grade în timpul iernii și la 25 de grade în timpul verii, pentru a contracara impactul unei posibile întrerupere complete a livrărilor din Rusia, principalul furnizor de gaze al Uniunii Europene. Citez un răspuns al Uniunii Europene coordonat înainte de venirea iernii și solidaritatea între statele membre ar limita impactul negativ asupra PIB-ului și locurilor de muncă creat de o posibilă perturbare majoră. Încheie citatul se arată în documentul de lucru al Comisiei intitulat Save Gas for a Safe Winter. Salvați gazul pentru o iarnă sigură. Potrivit executivului comunitar, prin luarea de măsuri în avans în sensul reducerii cererii în eventualitatea unei ierni obișnuite, ar putea fi limitat impactul negativ al unei opriri a livrărilor de gaze rusești asupra PIB-ului la doar 0,4%. Da, problema este una majoră. E limpede că războiul din Ucraina nu se va termina curând. Se vede că Federația Rusă se pregătește pentru un război de lungă durată, de anduranță. Pe de altă parte, Ucraina este cu atât mai încrâncenată în a-și apăra, nu numai în a-și apăra, ci în a-și recâștiga teritoriile pe care le avea, bazându-se pe armamentul care a început de bine de rău să vină, și se și vede lucrul ăsta în ceea ce se întâmplă pe front. Acum, e clar, deci, că Rusia, aflată sub sancțiuni, va trece la pedepsirea Europei, în principala Uniune Europeană, statul Uniunea Europeană, care nu numai că i-au pus acele sancțiuni, dar au și ajutat logistic cu armament Ucraina, ca să aibă Ucraina posibilitatea să se apere față de, atacul, față de acțiunea Federației Ruse. Și atunci, normal, e previzibil că se va întâmpla acest lucru, anume că vor sista complet gazele rusești, și atunci impactul, vezi că este evaluat la 1,5% din PIB-ul UE, ceea ce nu e de glumă. Pentru că asta înseamnă multe scumpiri și înseamnă mult șomaj și așa mai departe. Va exista totuși consecințe și la nivelul Rusiei, adică ei nu vor mai primi bani pe acele livrări dacă existează. Da, așa este. Ei au încercat, au reușit să vândă, chiar dacă au vândut mai ieftin către China și către India și către zona de acolo, dar au acolo, se află în incapacitatea de a transporta cantități mari. Sigur că se merge pe ideea că se va muri unii cu alții de gât, știi? Cam asta este chestiunea. Oricum, pentru Europa e mult mai greu, pentru că în Rusia, hai să fim serioși, acolo nivelul de trai este foarte jos și lumea poate că greu va simți situația crâncenă. În schimb, în Europa, pe ea gândește-te că ni se spune să stăm iarna la 19 grade. Cât stau în iarna la 19 grade în Europa? Puțin. Marea majoritate stau la cel puțin 21, dacă nu 22-23 de grade, da? Iar vara, da, mai puțin aer condiționat, 25 de grade, dar vei și sănătos, că trebuie să fie cu cel mult 5 grade sub, așa spune cartea, sub temperatura de afară, ca să nu ai șocuri când treci de la dinăuntru afară. Dar astea sunt niște lucruri care vezi bine că nu se vor reduce mult confortul europenilor și se poate întâmpla ca puțini să le respecte aceste indicații și atunci se poate ajunge la un impact destul de mare, de 1,5% din PIB-ul Uniunii Europene. Bun, ceva s-a făcut, adică s-a luat măsura umplerii cât este posibil la rezervele de gaze. Gazul totuși, spre deosebire de energia electrică, care nu prea poate fi stocată, gazul poate fi stocat în pungi, foste exploatări de gaz goale. Și atunci se pare că
s-a reușit o umplere cu 10% mai mare la nivelul Uniunii Europene acestor rezervoare de gaz, dar oricum este insuficient, pentru că în momentul de față se spune că 63% din rezervoarele astea sunt pline, adică echivalentul a 4-6 de zile de consum în timpul iernii. 4-6 de zile înseamnă o lună jumătate numai, da? Și dacă este o iarnă grea, te poți trezi că e și mai puțin. Prin urmare, vin vremuri foarte grele din punct de vedere economic, pentru că toate astea se vor reflecta în prețul energiei electrice, în prețul gigacaloriei. Ce să faci? Asta urmează. România se pare că nici nu prea e conștientă de lucrul ăsta, pentru că sistematic ce aflați la guvernare trăiesc așa, într-o bucurie a rezultatelor economice extraordinare, într-o și nu prea au măsuri. Deci, așa cum seceta ne-a prins cu descoperiți, nepregătiți, la fel ne va prinde și iarna, asta eu sunt convins. Dar oficial ne merge bine, știi, ca în piesa aia. Așa să-mi spună regia dacă luăm o scurtă pauză de publicitate, dacă nu vom prezenta în continuare ceea ce urmează să se întâmple în orașul Vicovu de Sus și mă refer la o lună plină de evenimente. Este vorba de faptul că în luna august vor avea loc ziua Vicovului, Festivalul Fructelor de Mare și Cupa de Mini Fotbal Ion Nistor. Mă anunț regia că luăm o scurtă pauză de publicitate, detalez câteva informații. Ne fixăm pe Vicov după pauză. După pauză, da. Imediat revenim.